Cum imagini cu primele rezultate ale unui program de modernizare a trotuarelor din Onești, Bacău, acolo unde o gură de canalizare a fost montată exact în mijlocul bordurii, iar jumătate din capac ajunge pe șosea. Municipalitatea nu se lasă demoralizată de rezultat. Primăria a început să desfășoare în paralel un alt proiect de modernizare în valoare de aproape 8 milioane de euro ce vizează obiectivele culturale din municipiu.